Centrul Cultural Nikita Stănescu organizează vineri 23 februarie, începând cu orele 17.30, un spectacol de excepție Dragoste de Dragobete. Evenimentul se va desfășura la Casa Tineretului, acolo unde se va sărbători Ziua Iubirii la Români cu mare fas și voie bună. Pentru publicul spectator se anunță participarea extraordinară a ansamblului profesionist Danubius, cu soliști de muzică populară și instrumentiști valoroși. Totodată, intrarea la acest eveniment va fi liberă. De dragobete, ziua îndrăgostiților la român, celebrată pe 24 februarie, va avea loc un spectacol folcloric de excepție, Dragoste de dragobete. Vineri 23 februarie 2024, ora 17.30, pe scena Casei Tineretului din Drobeta, Turnu Severin. Pentru publicul spectator se anunță participarea extraordinară a ansamblului profesionist Danubius, cu soliști de muzică populară și instrumentiști valoroși, precum Anica Ganțu, Cosmin Bârlan, Angela Magheru, Ionela Bădălan, Ileana Mustă cel Ionut Studorescu, alături de prestigioasa orchestră condusă cu maestrie de dirijorul Marian Magheru. Totodată va urca pe scenă cu un recital special, Olguța Berbec și Remus Nova. Spectacolul dedicat iubirii la român este organizat printr-un parteneriat între Centrul Cultural Nichita Stănescu, coordonat de Tania Lăin, managerul Centrului Cultural Nichita Stănescu, dar și ansamblul profesionist Danubius. Intrarea la acest eveniment, care celebrează prin muzică populară autentică dragostea de dragobete, va fi liberă în limita locurilor disponibile din sala de spectacole a Casei Tineretului din Drobeta Turnu Severin